Emoțiile continuă în învățământ. De data aceasta, cadrele didactice sunt cele care trec prin febra examenelor. Sute de dascăli vor susține mâine examenul de titularizare, iar nota minimă pentru promovare este 7. La examenul de titularizare de anul acesta vor participa 715 candidați. Aceștia sunt cei care și-au validat dosarele. Examenul se va susține în 3 centre. Primul centru la Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina, al doilea Colegiul Național Vocațional Nicolae Titulescu Slatina, iar al treilea centru Școala Gimnazială numărul 3 Slatina. Un examen extrem de dificil, având în vedere concurența pe cele 12 posturi titularizabile, 4 pentru educatori, câte unul pentru învățători, industrie alimentară, instruire practică, profesor logoped, 2 industrie alimentară și alte 3 pentru medicină generală. Cei mai mulți candidați la examenul de titularizare sunt la educatoare 145 și învățători 119. Examenul va fi supravegheat video și se va desfășura în cele 3 centre de examen, începând cu ora 10. Primele rezultate se vor afișa pe 20 iulie.